am venit la educație, știu că oameni și știu, dar eu știu că nu am venit la studiu. Să mă laud, că am să te dumneavoastră. Și, nu mă, e important, dar nu-mi prea mă întrebă. Cu aia nu te zbun, că mă știu ce, ce faci. Dar dacă e vorba de comunicare, poate să te laud, că nu comunicăm, că nu-i bunul ăsta, nu știu. Sigur că mai sunt aici generații care au ascultat 25 de ani aceeași emisiune, vorbim din România, care sunt aici care se vorbe să se mână la Poștul Național de Radio și pe antena de la Chiatineu, care poate la ora e tiste de pericol și pe ei, nu vreau să fac asta de lucru, să mă duc să lucru. Problema este că în care este cum a fost în următor, că nu mă întorc la Inclusiv. Este o localitate bine cunoscută de către în care am lucrat și ne lucrat de pe lume, nu de facultate, de care lucrăm de mulți studiari, despre care am știut și care se vedea fața și nu mai lucra, și de care nu sunt oarecum legat. Dar nu știu că tot ce se vedea nu înseamnă la și urmă prescrisă sau nu prescrisă. Ce știu ori despre comunicare, lumea europeană, lumea românească, lumea nu știu ce, lumea nu știu ce. Puține lucruri și nu știu cât de profund. Dar avem la televizie trei lecții de comunicare cosmică, umană. În primul rând, despre infinit. Avem coloana căreia oricâte romburi vom adăuga, deci lucrul tot nu se termină, pentru că ar termina infinitul, ne terminăm și noi, repede, repede, repede. Mai avem încă ceva la televizie. Vreau să ajung la ziare și la filme că s-au făcut concursuri de durata unui sărut. S-au sărutat 10 ore unii la Berlin, unii s-au sărutat nu știu câte 10 ore, nu știu unde, au stat în ocupătura cosmică până nu știu unde. Aici avem sărutarea infinită la televizie. Nu poți să scrii nicio carte ca să spună ceea ce aveți dumneavoastră aici. Sărutul ca naștere și ca absolut. Aici avem o serie de probe, de exemplu, comunicarea absolută prin tăcere. Merge la masa tăcerii să excedăm prin ucenie, că atunci vom comunica până nu știu unde, până dincolo de dincolo. Păi nu sunteți deci lobi, nu sunteți aristocrați, nu sunteți deschizători de drumuri. Eu ar trebui, dacă lucrezi bine, pentru că aici ați mai lucrezi, dacă ați zis că nu mă lucrezi. Și când am fost la New York, prima mea grijă de economie de vizionare în dolar a fost să merg la cel mai mare muzeu de artă modernă de mine, la Mărhari, să văd drumuri. Am și poze cum stau la un rând imens, acolo lumea nu trebuie să se răpune. Nu avea nici nu toate, tot ce stau la rând. Nici nu trebuie să ceva, e bun să se și jocul este partea la care se compune, iar următoarele activități se desfășoară în cel mai mult. Domnul doctor, matematic. N-am permis eu. Da. Destul de taun de viață, în primul rând, când am venit la Rămâne, am avut foarte mult această activitate anuală, ca să zic așa, rămâne viață și cu cât trece timpul mai mult, adună mii mai mulți oameni de vină, oameni care vor să înțeleagă o trecă din urmă fan. Am văzut după ora de cedin și m-am dat dacă cineva din comunitatea are ceva de spus, îmi voi spune. Dumnezeu de Dumitru. Dumnezeu de Dumitru, mă rugăm. Da, da, da. Da, da, da. Nu ce oarecare coincidență. Nu ce oarecare. 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 Nu ce oarecare
Craiova, în Craiova. A doua, chiar despre asta vreau să spun, să vorbim despre lucruri copii.
merge la școala George Magheru, vin din satul unde a văzut lumina zilei George Magheru, în 1804, și știm că Magheru s-a stins în 1880 la sfârșitul lunii martie. Deci am venit pentru că ambiționul spiritual al acestei colegiu este George Magheru și dânsul vorbea de domnul Bunoiu. A fost într-adevăr barămâne tehnic în amintirea noastră, dar domnule profesor, vă completez sau poate vă contrazic că locul dânsului a fost luat extraordinar din mers și la fel. Nu că mi-a apărut și aici un articol. Iată, și vă spuneam, nu luam gradația de merit, am luat-o și 85 ani, vorba de bani, am o figură conflictuală. Cineva spunea, urâtul ăsta, dar de ce dracu să ia și el? Vorbea de niște serii de cărți strânse, nemaipomenit, domnule profesor. Eu de-abia am scris una și am trăit din vorb să știe lumea. Cineva chiar râdea, știți ce a scris voi cu voi? Colectivizarea pe Valea Girotului între memorie și uitare. Niște colegi de-ale mele acide, spunea că de aici a fost să fie ele la orice oră, iată răutatea din noi, trebuie să vorbim numai de bunătate, avem într-adevăr valori, nu vorbesc de profesorul Brădicen, ca scris că cărcești de cărți, nu vorbesc de domnul Lazar profesor, mi-a arătat doamna profesoară o lucrare de doctorat despre Marcel Proust, așa, și influența în literatura română, eu vin din loc unde a văzut lumina zilei, iarăși Pompiliu Marcea, se naște în 1928, a fost omorât tot la sfârșit de martie, în 1985, a fi avut în toamnă 83 de ani. Gorjul n-a adus lipsă de valori. Am avut, avem și vom avea, vă mulțumesc că și Dumnezeu e mai aproape astăzi față de noi, văd aici multă lume bună din rândul celor tine. E băiatul acesta așa lapa de la Lisie, extraordinar de știți. Văd un elev aici, un profesor, copilul unui învățător de la Polibaj, la copilul Marcea. Deci nu tu ce lipsă de valori. Am și pe Nicu lângă mine, colegul meu, avem multă lume bună. Domnul, am uitat ce spune domnul Șomurcu, a scris foarte mult despre George Magheru, mi-a luat-o înainte, bine, a scris multe, unele lui Magheru, Paul Cernobodeanu. O să încep și eu să scriu, este foarte greu a scrie, este un risc, și atunci, pentru că eu am terminat și filozofia, și cineva și atunci era cu filozofia, dacă nu mai putem să dăm voi, am fost obligat să termin istoria, sunt absolvent de liceu pedagogic, îmi pare rău că n-am terminat teologia. O duceam mult mai bine, ca aici ai cuvente mine și vorbeam cu domnul inspector educativ, răutatea care o întâlnim și la profesorii care predau religie. Doamne, mă închid, vă rog să mă credeți când vezi câtă răutate este în rândul femeilor care predau religie și aici vă spun în modul cel mai sincer, nu sunt de acord cu a să fie predată religia de femei, să nu se supere nimeni pe mine, pentru că chiar acum la un preot al meu ia cu discuția cu cineva. Deci iată că am spus de și tot preda teologie. Iată că mi-e place, sub formă de glumă, îl salut pe domnul Tarșteu de la un alt, unde am avut fata extraordinară și o laud eu ca să audă și inspectoratul. Așa, pentru că pentru știe a fost numai premiantă, olimpică, poate m-am moștenit de mine, nu este bine. Mă laud, o să mă spune, n-are 5 de laude, supraevaluarea și subevaluarea sunt la fel de dăunătoare din punct de vedere teologic. Mulțumim Dumnezeu că ne-a dat o zi frumoasă, încetăm și vântul, sperăm ca pe secțiuni să ne intersectăm prin bază, să comunicăm, timp privit, timp la ce știm, pentru că jefuirea umană nu se face decât în raport cu un semen mai bun. Eu mă mulțumesc de atâtea ori când au de oameni valori, am avut de învățat foarte mult din discursul domnului Mirea, că domnul profesor Gorniște Stradă, asta ne vorbim de asta, și vă rog să mă credeți că mă voi întoarce la mine, la școala, George Magheru, la Ape, unde e numai cânta. Asta e prostia. Și le-am spus, am o nepoată care a fost olimpică, a plecat în Austria, a luat un om mai în vârstă mult ca ea, numai să n-audă vârfa, era profesoară de română la Turda. Și a zis, unchiule, plec, pentru că n-au știu să fie un colț de filologie, un colț de matematică, să discutăm problemele care ne ală. Vă mulțumesc foarte mult, multe sunt de spus, o să mai vorbim acolo pe microsecțiuni. Multă sănătate! Mulțumesc, domnul Ivo, mă voi cum
dacă sunt cunoscute și reprezentanților Ministerului, domnul profesor Bolboi, dacă ne spuneți două vorbe și... Dacă faci să grea, după vorbindu-ți cu acea verbă, nu ar fi dat să nu remarcă, mă pune și într-o poziție, adică mă obligat să fac față în grup, dar bineînțeles că va trebui să refuz această provocare într-un fel. De asta am făcut să mergem pe secțiuni. Eu mă bucur că v-am văzut din nou pe mulți și că să v-am revăzut, alții acum domnilor. Și mă bucur să constat că și că deși mediul în care evoluăm noi în Pătrământ direct, sunt de o schimb și probabil va deveni din ce este mai pozitie socială, din ce este mai fel. Totuși să vedem că și de rezervele de colegialitate și de solidaritate. De ce nu trebuie să regăsim acel colț comun care a fost matematica, fizica sau o altă disciplină? Da? Eu, ce să vă spun, mă bucur că am ocazia să fiu dumneavoastră prinsă dumneavoastră și propun să și începem dacă da, și eu, dacă toată a fost spus, apucează o ultime lume pe timp, că apucează să declarăm deschisurile pe care le-ai simțit în timpul timpului. Încă o dată, să vă mulțumesc pentru